Bună leu și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 14-20 februarie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Leu, cât și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Leului. De asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe Leu, sunteți bineveniți la această citire. Dragii mei, lei este o citire generală în care voi extrage o carte oracol, iar apoi voi analiza relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag la partea a doua, la o citire mai detaliată, mai amănunțită, în care voi analiza fiecare aspect pe care îl voi prezenta aici cu ajutorul cărților țigănești și voi încerca să vă ofer mai multe detalii. E nevoie să vă alăturați acestui canal, să apăsați butonul alătură -te, lângă abonează-te și să achiziționați acel abonament de 7 euro și aveți acces la toate extensiile pentru toate zodiile și pentru această săptămână și pentru luna martie, atunci când vor apărea citirile și pentru luna februarie, absolut pentru, pentru tot. Hai să vedem, dragii mei lei. Bun, și mesajul pentru voi din partea cărților oracol este menirea divină: numărul 5, numărul 8, numărul 13, numărul 58. Numere foarte importante pentru voi în această săptămână, după care e bine să vă ghidați, să vă orientați. Și de asemenea, dragii lei, e o săptămână în care sunteți destul de um, mult puși într-o poziție înaltă. Este un moment în care parcă vă dați seama de rolul vostru într-o relație, rolul vostru în această viață, de menirea voastră. Culoarea mov, culoarea roz, culoarea albastru, iarăși culori foarte importante pentru voi în această săptămână, după care e bine să vă ghidați, să vă orientați. Și Arhanghelul Camuel este cel care vă ghidează, cel care vă guvernează și este cel care vă oferă un dar. Și vă spune așa, te ajut să-ți revelezi menirea divină pe care ți-ai asumat-o pentru această existență și îți ofer mereu condițiile ideale pentru a o împlini. Deci, dragii mei, lei este o săptămână în care veți avea parte de o sclipire aparte și vă veți da seama de rolul vostru în această viață, de rolul vostru aici pe pământ. Mergem mai departe. Situația 5 de cupe, ce gândiți voi, lumea, ce simțiți voi, regina de spade, la baza manifestărilor voastre 3 de monede. În exterior aveți 9 de spade, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți turnul, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți 7 de cupe. Energia generală, dragii mei Lei, șapte de spade. Bun. În primul rând, pentru voi este o săptămână extrem de intensă. Vă reamintesc de faptul că este o lună plină în semnul vostru, în semnul Leului, pe data de 16 februarie, și este o lună plină care vă activează axa 1-7, axa relațiilor voastre cu ceilalți. Și atunci e un moment în care e posibil să intrați în. Contradictoriu, da, în. Um, opoziții cu ceilalți um, cu partenerul de viață cu un partener de afaceri. Uh, sunt niște lucruri care au început niște idei care au fost acolo în mintea voastră. S-au născut și au crescut de undeva de prin iulie august și abia acum puteți să vedeți adevărul. Abia acum puteți să concretizați lucrurile. Luna plină din semnul vostru face um, un sextil cu Lilith care este în gemeni pe casa voastră 11, deci pe o casa prietenilor pe o casă a grupurilor de oameni și posibil că cei mai mulți lei chiar să aveți parte de un moment în care să aveți voi o curiozitate aparte, cineva vă spune ceva și vă face să reacționați dintr-un anumit punct de vedere, dar mai mult din punct de vedere emoțional și atunci posibil să se petreacă o confruntare, o ciocnire cu o persoană cu care voi colaborați, cu persoana iubită, cu o persoană de la locul de muncă, clienți da? și de acolo lucrurile posibil să meargă într-o direcție cu totul și cu totul specială pentru voi. Poate chiar e un moment în care sunteți pregătiți pentru schimbările care vor urma în viața voastră. Bun, șapte de spade, ca și energie generală, vorbește de o dezamăgire, vorbește de o persoană care pleacă deodată dintr-o relație, o persoană care își urmărește propriul interes dintr-un anumit punct de vedere. Este o persoană care face lucrurile într-un mod ascuns, și o persoană care nu are intenții bune. Și se pare că pentru unii lei, acum e un moment în care să vi se arate uh, adevărul. Cinci de cupe dintre voi și ceilalți. Aici văd că cineva pleacă și e ca și cum uh, voi sunteți cei care aveți o curiozitate aparte. Și încercați să aflați ceva. Ei, și când încercați să aflați acel ceva, vă treziți că cineva. Pleacă de acolo. Acum e un moment în care poate e bine să priviți lucrurile mai clar, poate e bine să vedeți lucrurile altfel, deoarece această persoană care pleacă de aici, sau persoană care deodată nu mai răspunde, sau deodată vă face o surpriză total neașteptată, posibil să aveți și el sau ea intențiile sale. Uh, văd că e, e vorba de o persoană care și-a făcut foarte multe iluzii în ceea ce vă privește și e un moment, dragilei, în care această persoană, să știți că are foarte mari probleme, ori pe zona casei, ori e o persoană care pur și simplu o să se simtă dărmată în urma lucrurilor pe care le aflați voi. Ce gândiți voi, lumea? Aici văd că e un moment în care vă simțiți protejați, în sfârșit simțiți că s-a încheiat ceva. Vă văd um, probabil ori împreună cu o persoană, că e ca și cum vreți să stați doar voi cu acea persoană. Pentru alții, lei un moment în care reușiți să încheiați ceva, o etapă, o, rela o relație, un contract. Reușiți să ajungeți într-un punct înalt. După cum am spus, ați început voi ceva sau a intrat așa în mintea voastră, nu știu, o idee, o emoție, ceva acolo interesant de undeva de prin vară de prin vara anului 2021 și acum în sfârșit se concretizează, în sfârșit ajunge într-un punct înalt. Ce simțiți voi, regina de spade? Aici vă văd că sunteți într-o poziție, dragilei, în care pur și simplu cereți respect celorlalți. Este o săptămână în care cei mai mulți dintre voi o să vărsați cu sentimentele pe jos, pur și simplu, și o să fiți foarte clar în modul vostru de a vă exprima, poate chiar o să cereți o decizie, o ultimă decizie a cuiva. E ca și cum spuneți, domnule, ori te schimbi, ori o terminăm, ori relațiile astea merg într-o anumită direcție, ori dacă nu, fiecare pe drumul său. Regina de Spade, să știți că vă poate reprezenta pe voi, dragi mei lei, fără dar și poate. Soarele, astrul care vă guvernează pe voi, este învărțător. și atunci e un moment în care. Poate și voi sunteți cei care vă spuneți cuvântul, cei care vreți să vă impuneți, iarăși. Poate chiar nu știu contra emoțiilor voastre. Poate fi ceva care are legătură cu gelozia, cu niște informații pe care le aflați cu o senzație de concurență. La baza manifestărilor voastre este treiul de monede dragile ei trei de monede vorbește de o asociere vorbește de un grup de oameni. Sau eu știu un trio. O Poate e vorba de o echipă, nu neapărat un trio amoros, un triunghi amoros. Voi și niște prieteni, voi și niște colaboratori, voi și niște persoane care sunteți aici pregătite să lucrați la ceva nu. Prietenii voștri iarăși vor avea un rol foarte important în această săptămână. În exterior aveți nouă de spade ca și energie generală și aici văd o persoană foarte stresată. Este cineva care are o presiune psihică foarte mare asupra sa. De asemenea, Posibil ca cineva să-și facă foarte multe griji în ceea ce privește modul vostru radical de a acționa, dar să știți că este ceva benefic, pentru că în sfârșit ieșiți dintr-o chestie toxică, dintr-o relație toxică, dintr-o colaborare toxică sau în sfârșit reușiți să clarificați lucrurile într-o relație, tocmai ca ele să meargă într-o direcție pozitivă. Aici e ca și cum vă înălțați undeva sus împreună cu cineva, plecați undeva, sunteți protejați de către o persoană. ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți turnul. Aici văd o persoană ușor dărmată în urma acestor vorbe pe care voi le oferiți, în urma acestor lucruri pe care voi vreți să le aflați. Și se pare că sunteți ceva de genul punct ochit, punct lovit și chiar țintiți acolo unde trebuie pentru a se dărma anumite planuri sau un anumit comportament pe care cineva l-avea față de voi și nu era corect, nu era pe o bază stabilă. Erau tot felul de minciuni, de manipulări, tot felul de lucruri mai puțin plăcute. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți șapte de cupe? Aici, dragii văd o persoană care își face tot felul de iluzii, o persoană care parcă se roagă de la voi să îl ajutați sau să o ajutați cu ceva, însă este un moment în care posibil ca unii lei chiar să ceară un preț foarte mare pentru aceste lucruri, pentru aceste pentru acel ceva pentru o împăcare, sau eu știu pentru a continua o anumită relație sau o anumită colaborare. Când spun relații, să știți că această casa șapte vorbește de relațiile voastre în general. M relația voastră cu clienții asta dacă ești și lucrați și intrați în contact cu oamenii, colaborări, persoane de la locul de muncă, căsătorie, da, persoanele cu care voi intrați în contact în general ceilalți. Și acum, dragii văd aici turnul, da? turnul în care să știți că este o energie foarte puternică. E ca și cum în sfârșit cad niște ziduri în jurul vostru și în sfârșit răsare soarele, în sfârșit vedeți și voi adevărul, dar se cere să fiți verticali, să fiți sinceri, să fiți corecți, tocmai pentru a vă înălța, tocmai pentru a reuși să vă mențineți într-o poziție înaltă. Dragii aceasta a fost citirea voastră generală pentru următoarea săptămână, pentru o citire mai amănunțită, în care voi da extensii cu aceste cărți pentru fiecare carte de tarot de aici. Vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal, apăsați butonul alăturete și vă aștept cu drag acolo um, să vizionați toate filmările pentru toate zodiile timp de o lună de zile. Abonamentul vi-l puteți reînnoi dacă doriți, dacă nu, Asta este, cum simțiți voi, dar eu vă aștept cu drag acolo și vă aștept și la filmările zilnice pe Zodii. Vă îmbrățișez, să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.